De-a lungul anilor, zeci de case, grădini, beciuri și solarii din satul Proaspeți al comunei Curtișoara au fost distruse de inundații. Pentru a rezolva problema oamenilor, în lipsa unui canal de colectare, autoritățile erau nevoite să găsească soluții pentru a scoate apa din curți. Însă această problemă va fi rezolvată. În prezent, în zonă se lucrează intens la construcția unui canal. Lucrările au început în această primăvară. Și în momentul de față se lucrează intens pentru ca să terminăm acest canal, pentru că vine vremea rece, toamna, iarnă și vor fi zăpezi și ploi abundente și aici aceste locuințe trebuie să le ferim de inundații. În această zonă, de fiecare dată când e vorba de ploi masive și zăpadă foarte multă, când se topește zăpada după versanți sau plouă puternic și vine apa după versanți, aceste locuințe erau inundate. Deci cetățenii aveau apă în beciuri, în gospodării și așa mai departe. Aproximativ 1,5 km lungime va avea noul canal din Proaspeți, iar apa acumulată va ajunge în râul Olt, spune edilul Gheorghe Gănescu. Cei mai mulțumiți de acest proiect sunt oamenii care, de cele mai multe ori, s-au ales cu pagube însemnate din cauza inundațiilor. Au fost ceva inundații, dar acum sperăm că se rezolvă și am început. S-a început, acum construire, sperăm că nu o să mai fie. Deci era necesar. E imens ce ne-ați făcut aici și frumos și bun. Când o să vină apele astea așa multe, dar n-ar mai veni, chiar dacă e făcut, nu e asta o problemă. Ați fost de multe ori inundată? Da, da. Curtea, grădina? Da, și grădina și curtea. Da, și nu s-a mai... Nu s-a mai remediat, chiar dacă am scos apa. Canalul va deveni funcțional spre sfârșitul anului.